Mă numesc Andrei Suciu și intenționez să îndepun candidatura ca independent pentru funcția de primar al municipiului Turda. Sunt membru fondator al grupului P9, devenit Asociația P9. Ca turdean, văd ceea ce vedeți și dumneavoastră. Aud ceea ce auziți și dumneavoastră. Trec și eu prin aceleași greutăți împărtășite de membrii comunității turdene. Îngrijorarea locuitorilor pentru bunăstarea familiilor lor și pentru viitorul acestui oraș îmi sunt familiare. Calitatea de a fi locuitor al acestui oraș mă motivează în dorința de a găsi soluții pentru a schimba realitatea în care ne complacem de 26 de ani. Cea în care o clică politică își pune propriile interese înaintea intereselor comunității. Cetățenii, în opinia mea, așteaptă un om responsabil, accesibil și care răspunde prompt cererilor comunității. Consider că eu pot fi acea persoană. Sunt gata să aplic experiența pe care o am în slujba cetățeanului. Nu este o experiență pur administrativă, dar este o experiență care poate aduce beneficii majore acestui oraș. Experiența mea în mediul privat extern este soluția pentru Turda. Știu ce înseamnă responsabilitatea. Știu ce înseamnă respectarea termenelor într-un proiect. Știu ce înseamnă respectarea normelor calitative și încadrarea în timp. Sunt inginer. Nu știu să țin discursul, dar de asta cred că v-ați dat seama până acum. Dar știu să mă țin de cuvânt. Nu știu să lingușesc, dar știu să respect. Știu să demolez, dar prefer să construiesc. Și voi construi, fiindcă aceasta este vocația mea. Aceasta este calea pe care am plecat de la Turda și pe care voi continua aici la Turda. Fiindcă Turda merită mai mult decât are. Iar turdenii doresc mai mult decât li se oferă. Știu că sarcina primarului este una dificilă. Știu că se ceră muncă asiduă și disponibilitate permanentă în coordonarea și supervizarea angajaților primăriei și a unui buget operațional prin care se asigură buna funcționare a instituțiilor publice locale. Una din principalele atribuții ale biroului primarului este asigurarea unei relații bazate pe respect și promptitudine cu cetățeanul și a unui parteneriat strâns cu comunitatea locală de afaceri. Cred cu tărie că sunt persoana potrivită pentru a asigura un drum corect spre o securitate financiară, o creștere economică și o mai mare siguranță a cetățeanului în orașul său. Am locuit mai bine de jumate din viața mea în acest oraș istoric, împreună cu familia mea. Iar viețile noastre s-au împletit în mod armonios cu cele ale concitadinilor noștri. Am convingerea că voi reuși să câștig mai întâi încrederea turdenilor, iar apoi mulțumirea lor. Primăria municipiului Turda va cunoaște, probabil, o situație inedită. Cea în care două persoane din cadrul instituției, un simplu angajat și primarul în funcție, vor candida pentru aceeași poziție. De un lucru vă pot asigura. Eu rămân la primărie. Prietenii, asociații din T9, susținătorii locali, ONG-urile și partenerii din mediul de afaceri sunt cei care mi alimentează dorința de a produce o schimbare în administrația publică turdeană. După cum știți, poziția de independent nu aduce cu sine un avantaj statistic. Dar este cu siguranță
un avantaj moral. Eu personal și mulți alții asemeni mie ne-am lămurit ce poate și ce vrea actuala clică politică. Astfel, cine va dori stagnare, va avea de unde alege. Dar cine va dori schimbare, va vota schimbarea. Doamne ajută, vă mulțumesc! O întrebare vreau să pun, o să aveți și consilierii independenți care să candideze. Bine, știu faptul că un primar independent nu își poate duce la îndeplinire proiectele dacă nu are niște consilieri în spate. Proiectele votate în Consiliul Local de reprezentanții clasei politice. Și chiar dacă primarul are bune intenții și proiecte bune, dacă nu sprijinite în Consiliul Local, e greu ca să fie puse în aplicare. Spuneți că întrebarea se adresează asociație? Asociație. Noi sprijinim o candidatură independentă. Oricine altcineva este liber să-și depună o candidatură la postul de primar sau la postul de consilier. Dacă n-ați desemnat din cadrul T9 persoane care să candideze ca și consilier local. Nu am desemnat pe nimeni. Oricine are libertatea să ia această decizie. Ceea ce a spus dumneavoastră că un primar cu bune intenții nu poate face nimic fără consilieri. N-am zis că nu poate face nimic. E greu ca să-și ducă la îndeplinire proiectele. Implică o sugestie că acei consilieri ar avea rea intenții. Eu cred că... De parte, gândul. Eu cred că un primar cu bune intenții poate lucra foarte bine cu consilieri care au și bune intenții. Părerea mea de membru al Asociației T9. Și haideți să ne uităm cum a început Iohannis la Sibiu, care poate e cel mai bun contraexemplu pentru întrebarea noastră. Și practic era singur cu un consiliu care nu făcea parte din formațiunea politică pe care o reprezenta el. Nu prea. Nu prea. Dați-mi voi să vă contrazic. Sunteți liber să ne contraziceți, mai ales că ne aflăm în sediul Fundației Rațiu. Democrație. Unde este chiar un exemplu pregnant că avem dreptul să ne contrazice. Nu, dar să eu nu că cunosc situația și de-aia am zis că nu... La primul mandat ne referim aici. Unde erau numai doi consilieri la primul mandat al domnului primar de